Bună ziua, copii! Bună ziua! Astăzi ne vom da o tură cu un Lamborghini Aventador. Cine vrea să vină? Eu! Julia! Da, domn profesor! Câte bilete de direcție are un Lamborghini Aventador? Test grillă. Aventadorul funcționează cu benzină sau GPL? Se poate? Da, hai, intră. Copii, fiți puțin atenți la doamna profesoară, care are un barter cu niște culegeri. Bună ziua, copii! Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat ce culegeri trebuie să folosiți la ora mea la clasă. Să știți că tocmai am primit acest coret cu aceste culegeri superbe. Eu le-am încercat și le recomand 100%. Sunt de o calitate extraordinară. Puteți folosi codul INFLUENCER10 la checkout pentru 10% reducere. Cine vrea, swipe-up mânuța, da? Swipe-up. Mulțumesc, nu uitați, Influencer 10, 10% discount. La revedere! La revedere! Julia, GPL sau benzină? Bă, deci te-am mai zis de 100 de ori că dacă mai vii odată cu lecția neînvățată la mine, e groasă rău de tot. Băi, e o formulă, băi, o formulă, cât de greu poate să fie? O știți de anul trecut? Îmi cer scuze, domn profesor. Băi, Codruț, băi, e groasă rău de tot cu mine, mă, nu te trec clasa. Ce te uiți așa? Crezi că clasa 4-a nu poți să rămâi repetent? Tu ești Gami? Da. Specialul turci la călugăreni și a venit Mihai Vitalu și... BAM! Le-a dat-o și pentru că nu a omorât destui turci, a fugit în munți. Dar între perioada asta și perioada asta a fost stăpânitor al țării românești, Moldovei și Ardealului. Marea Unire și ce zic, haideți cu mine și... Ei, și... Și peste toate! Ei! Copii, știu că voi la clasa asta iubiți știința, așa că astăzi o să facem un super experiment! Mergem pe stradă și scăpăm niște bani pe jos ca să vedem dacă străinii îi fură sau ne-i dau înapoi. Ăsta e experimentul, domnul? Da, da, ăsta e experimentul. Ce fel de experiment e ăsta? Un experiment social. Hai, cine se bagă mâna sus, pardon, swipe-up mânuța, swipe-up mânuța, da? Bun, deci Dragoș, David și Ana participă, iar Cori filmează. Ia zi și mie, de ce te iei așa de copilul meu? Că te las corijent ca alea. Dar nu m-am luat de el. E, nu te-ai luat de el? Cum nu te-ai luat de el? N-am pus mâna. L-ai speriat, am avut numai probleme cu el. Dar cine te crezi tu? L-am dus până la toți doctorii, nu-i dă nimeni de cap. Oho, unde fuge așa? Ia pune-ți ochelarii la ochi. Oh, mă vezi mai bine? Da, nu. Mamă, iar avem biologie cu ăla care țipă la noi. Dar oare cu ce le nervăm că țipăm continuu? Eu nu cred că le nervăm, eu cred că ăsta e stilul lui de a vorbi. E un profesor mai ciudat. N-ai văzut că vine și fără tricou la ore? Nu știu, dar dacă-l mai avut odată, cum zice... Ați bună dimineața, copii! Îți vă place tabla asta albă, mai copii? Era neagră, dar am dus-o la Viva Sicilna. Voilà, albim acolo. Domn profesor! N-aveți cum să ratați ora de astăzi, Jonuțule! Pentru că astăzi la biologie vom învăța despre cel mai bun prieten al omului. Am auzit bine răspunsul, da? Este vorba despre câine, cățelul, cățelușul sau Canis lupus familiaris, cum se numește el, copii, în latină. Așa că vă rog frumos să-l primiți cu aplauze pe Încheluțu! Mamă, Jonuțule, care ești mai lep de serviciu? Scoate repede mopul și dă aici, pentru că se pare că al nostru Cheluțu vine de la lecția de noci. Mamă, cât a trăiești, care aia a făcut pe aici, Jonuțule? Ce spuneam? Unde rămăsesem? Ah, da, Jonuțule, nu v-am spus ce mi-am pus ultima oară pe GLE. Bă, mi-am pus niște steluțe extraordinare. Zici că e... Bă, zici că e Rolls. Rolls, mă, că mi se face pielea de găină. Ah! Suntem la ora de biologie, domn profesor. Așa, mă, Jonuțule, că uitați-mi, bine că mi-ai amintit. Deci, notați, copii. Câinele este o subspecie a lupului cenușiu. Nu! Cheluțu! Tati, nu-i voie! Tati, nu! Nu! Chelu! Chelu! Am auzit că proful de română ne dă bani dacă răspundem corect. Eu am auzit că cică-i fake. Nu dă niciun ban. Dar la ce lecție suntem? Se numește... Omg, Ion a fost omorât cu o sapă, not clickbait.
Eu, salut, eu sunt Sherry și bine v-am găsit la o nouă oră de română, fraților! Cine știe să-mi expună tema și viziunea despre lume în Ion câștigă 5.000 de lei. Da, da, ați auzit bine, 5.000 de lei punem astăzi la bătaie, fraților, hai să vedem cine vrea să răspundă. Mia, vrei tu să răspunzi? Da, domn profesor. Deci Ion e un roman realist și social. Așa? Interbelic și modern. Te întrerup puțin, Mia, pentru că trebuie să mulțumim, fraților, sponsorului acestei ore. Această oră este sponsorizată de caietele 5 Gang, fraților. Sunt niște caiete de o calitate extraordinară. Am primit și eu câteva și pot să spun că sunt de-a dreptul primit de ele. Mulțumim încă o dată sponsorului nostru. Aveți link-uri pe tablă. Cine dorește, swipe up mânuța să-și cumpere caiete, banii strânge șeful creasă. Haideți, domn profesor, că au trecut deja 10 minute din oră degeaba. Haideți să trecem la treabă. Au trecut 10 minute? Păi, cam asta a fost ora, fraților, vă mulțumesc foarte mult că ați stat la mine la oră. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel și, ca întotdeauna, cei credeți că scăpați fără temă, nu uitați să lăsați un comentariu în care îmi prezentați particularitățile unui personaj dintr-o comedie studiată. Haideți, domn profesor, că așa ziceți mereu, lăsați vrânjala, că nu citiți niciodată comentariile. Mulțumim încă o dată sponsorului nostru, care este 5 Gang, fraților, Sherry 25 pentru 25% reducere, ca întotdeauna, eu m-am dus, pa! Copii, vreți să facem astăzi un mystery box? Haideți să vedem ce am în această cutie misterioasă! Înainte să o deschidem, nu uitați să vă abonați la această lecție! Haideți să vedem, haideți să vedem! Și... ce să vezi? Avem lucrările voastre! Hai să vedem, luăm câteva lucrări! Pintilie, 7! Ai uitat formula gamei! Formula gamei, da? Ce mai avem? Pană, nota 10! Felicitări! Șelarul, 8. Se putea și mai bine, dar las-o așa. Astăzi facem un nou challenge super, Caterinca, fraților, 24 de ore într-o școală. Cum adică, domn profesor, 24 de ore? Sper că ați mâncat bine înainte, pentru că dăm start la challenge. Hai să înceapă cronometru. Copii, sunteți pregătiți de un challenge? Astăzi vom da test legat la ochi. Ultimul care merge la baie câștigă 10.000 de lei. Fraților, acesta a fost sketch-ul nostru, sper că ați râs la el. Noi știm cu siguranță că am râs la filmare alături de Andy, de Dorian, de Luis, de Gami, de absolut toată lumea, de Nicu. Înainte de a încheia, vreau să vă spun că acest episod a fost făcut posibil de prietenii noștri de la GSM.net, care au sponsorizat acest videoclip. GSM.net este un site de accesorii de telefoane, calculatoare, unde găsiți foarte multe lucruri foarte tari. Ei ne-au primit niște chestii foarte, foarte mișto. În primul rând, această rampă de la GUI, fraților, care e foarte mișto pentru studiu, dacă vreți să faceți temere și așa mai departe. Are 3 nivele de intensitate, iar acesta este un wireless charger unde puteți să vă încărcați telefonul. Dar pe lângă asta mi-au trimis o grămadă de alte accesorii de la GUI, fraților, în acest ghiozdan Ferrari foarte, foarte fancy. Boxă Bluetooth care este și baterie, un încărcător, un cablu de încărcare pentru iPhone, o husă care vă și încarcă telefonul pentru iPhone 11 Pro Max. Asta chiar e de folos, mai ales că telefonul meu chiar ar trebui să-i pun o husă, uitați cum s-a făcut. Remulțumim foarte mult prietenilor noștri de la GSM.net care au sponsorizat acest videoclip și să știți că toate aceste lucruri sunt foarte utile pentru școală, ca să nu rămâi fără baterie, pentru că până la urmă despre asta era și sketch-ul nostru despre școală și ca întotdeauna, fraților, dar deoarece acest sketch este aproape fumat, vă aș ruga să dați un pumn butonul de like, să-i dați un share pe story, pentru că mă ajută tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Eu m-am dus.